tu însă, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, pentru ca nu oamenilor să te arăți că postești, și Tatălui tău care este într-o ascuns. Și Tatăl care vede într-o ascuns, îți va răsplăti ție la arătare. Sunt versetele 17 și 18 ale pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Matei din capitolul al 6-lea, versetele de la 14 până la 21. Am ajuns cu pași repezi, alunecând pe gheața lui Februarie, la duminica izgonirii lui Adam, duminică prin care intrăm în postul mare. Postul este un subiect sensibil în general și nu întotdeauna înțeles cum trebuie. Este incomod de ținut și adesea are aerul unui musafir nepoftit în viața noastră. Tocmai pentru a încerca să-l înțelegem altfel, astăzi o să avem o zi de cateheză în care vom vorbi despre post și cu ajutorul Domnului nădăjduiesc să fie doar prima dintre mai multe cateheze pe care le vom parcurge în următoarea perioadă pe această temă. Acum, dincolo de introducere, vom vorbi despre călătorie, despre post și vom încheia cu câteva concluzii. Prima oprire a zilei vă spuneam că este asupra călătoriei. Nouă tuturor ne plac călătoriile. Aduc senzații noi, aduc cunoștințe noi, vedem locuri noi, încercăm mâncăruri diferite. Respirăm un alt aer, diferit de cel pe care îl respirăm acasă. Și a spune că până și cele care sunt în interes de serviciu devin, prin prisma tuturor acestor aspecte, interesante. Cu atât mai mult cele care aparțin vacanțelor noastre. Cred că dacă ni s-ar propune și de la serviciu să vizităm în fiecare primăvară nu știu câte locații din țară, probabil că a merge bucuroși. S-ar întâmpla asta datorită celor enumerate adineaori, plus multe altele asupra cărora cred că putem să ne oprim fiecare în propria minte. Și pentru că mai scăpăm de sedentarism, poate de niște colegi cu care nu ne înțelegem bine și multe și alte motive. E bine să știți că asta ne propune și biserica. Ne propune o călătorie în fiecare primăvară, nu spre locații de vis, nici spre largul mării, nici în delegații oficiale, ci spre adâncurile sinelui nostru. Căci doar ce este Paștele, dacă nu o întâlnire tainică, sfioasă, în profunzimea credinței noastre cu ziditorul. Iar această întâlnire are întotdeauna loc în suflet și în minte și doar după aceea va avea loc și în biserică. Oprirea principală a zilei la care am ajuns, vă spuneam că este postul și aș pleca de la o idee pe care am menționat-o anterior, că în general și privit tradițional este insuficient înțeles. Pentru că majoritatea dintre noi îl asimilăm unor restricții preponderent alimentare. Adică noi știm că trebuie să renunțăm la anumite feluri de mâncăruri, la băutură, la joc, adică fără nunți, fără botezuri, mai puțin la discotecă și petreceri. Privit așa este înțeles într-o cheie negativă, un soi de nu generalizat al activității și al vieții sociale.
Este important să subliniem, postul apare în multe alte religii ale pământului și de aici înțelegem că toți oamenii i-au intuit importanța de dincolo de restricțiile menționate adineori. Noi vom încerca să-l vedem într-un alt fel, cred eu mai apropiat de sensul lui real, în înțelesul bisericii creștine și în interpretarea părintelui profesor Alexander Schmemann. Ne zice așa părintele profesor că importanța lui este relevată de poziționarea sa în Scripturi. În primul rând, în Vechiul Testament, apare menționat pentru prima dată în Cartea Facerii, în capitolul al 2-lea, versetul al 16-lea. Citez acum. Din toți pomii raiului să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, cu moarte vei muri. A primit Adam această poruncă înainte de a fi create animalele, păsările, toate viețuitoarele pământului și extrem, extrem de important, înainte de a fi creată Eva. Atunci a primit Adam această poruncă evidentă apostului, a restricției. Ca o primă observație din acest motiv, Sfântul Vasile cel Mare, ilustrul nostru ocrotitor, spune așa: respectați căruntețea postului, pentru că este mai vechi decât toate, este mai vechi decât lumea. Și acum, în oglindă, în Noul Testament, apare postul la evanghelistul Matei, cel din care am citit astăzi pericopa, în capitolul al 4-lea, intitulat Postul și ispitirea lui Iisus, începutul propovăduirii sale în Galileea. Aflăm de la începutul capitolului că Iisus este dus de Duhul în pustie, unde stă 40 de zile într-un post complet, este ispitit la finalul acestor 40 de zile, când deja el slăbise, și auzim aceste cuvinte de maximă importanță. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Versetul al 4-lea. Și acum, ca o a doua observație, spunea mitropolitul Bartolomeu, traducătorul Scripturii și în comentariu la acest verset, că în construcție gramaticală, cuvintele pe care el le-a tradus în modul în care le-ați auzit adineori, s-ar traduce de fapt așa: nu pâinea este hrana prioritară, ci cuvântul creator al lui Dumnezeu. Acesta este, și o să vă rog să rețineți, unul dintre înțelesurile cheie ale zilei. Nu pâinea este hrana prioritară, ci cuvântul creator. Ce înțelegem din tot acest tablou al ispitirii Domnului în timpul postului și la începutul propovăduirii sale? Sunt două lucruri care se desprind. Primul lucru este așa: Domnul își începe misiunea postind. Din acel moment a început el să propovăduiască. Prima lui propovăduire a fost în Galileea și după postirea din pustiul Carantaniei a început el să propovăduiască. Și al doilea lucru, că rezistând ispitei și foamei, prima lui biruință a fost să răscumpere prima înfrângere a lui Adam și cea care s-a dovedit a fi catastrofală pentru el și pentru noi. Deci noul Adam a biruit acolo unde căzuse vechiul Adam, acea cădere care ne adusese nouă moarte. Părintele profesor ne spune așa, și o să citez: oricum, este clar că în această perspectivă, postul ne este descoperit ca ceva decisiv și suprem în importanța sa. Nu e doar o obligație, un obicei. El este conectat
cu taina vieții și a morții, a mântuirii și a osândirii. Adică, dacă vrem să scăpăm de moarte, nu putem numai cu pâine, cum a zis Domnul adineaori. Pentru că știm că pâinea și în pâine, vă rog să vizualizați toate elementele hranei din această lume, oricare ar fi ele, tot spre moarte mergem. Ele ne hrănesc și ne susțin această viață până în punctul morții. Nu? Nimic nu se schimbă. Și trebuie să gustăm din pâinea nemuririi, care este trupul și sângele Domnului, din cuvintele vieții, Hristos este viața, așa s-a intitulat El însuși, din bucuria rugăciunii, din efortul și provocarea călătoriei spre adâncurile sinelui nostru de la care pornise. Prin ele, prin toate acestea, să știți, ne spune același părinte profesor că Hristos a refăcut relația dintre mâncare, viață și Dumnezeu. O relație distrusă de Adam prin neascultarea sa și de noi în fiecare zi. Altfel spus și poate cumva simplificat, mâncarea binecuvântată devine sursă de viață în Dumnezeu, nu doar de viață în această lume, ci implicit de viață veșnică. Ajuns aici, probabil că se pune întrebarea, și ce este postul pentru noi creștini? Și o să citesc din nou cuvintele părintelui Alexander, care zice așa, este intrarea și participarea noastră în acea experiență a lui Hristos însuși, prin care El ne eliberează de dependența totală de mâncare, de materie și de lume. Câteva concluzii. Reducând astfel dependența de lume, de zgomotul ei, de mirosurile ei, de agitația ei, cu Hristos de mână, putem începe călătoria spre adâncurile sinelui nostru, unde putem găsi și lumina învierii. A doua concluzie. Tocmai din acest motiv, Părintele Alexander numește postul mare. Trăirea lui o numește tristețea luminoasă. Pentru că la capătul acestui tunel de întristări diverse, cum ar fi renunțările la lume, la mâncare, vederea propriului sine, care nu întotdeauna este îmbucurătoare și așa mai departe, strălucește prezența Domnului nostru. Iar a treia concluzie și ultima este o rugăminte a mea, apropiați-vă de Hristos, flămânziți după El, faceți fapte milostive, citiți o carte bună, pansați o rană a cuiva, rugați-vă pentru pacea lumii și așa veți intra în anotimpul binecuvântat al primăverii postului. Amin.